fraților, salutare și încă o dată vă zic la mulți ani și tot ce vă doriți să vi se îndeplinească în 2022. Virați la stânga. Astăzi sunt undeva, m-am oprit într-un peco pe 5, merg către Calstrue. Mă întorc acasă, am terminat de sărcat astăzi puțină marfă, azi în 4 ianuarie puțină marfă, ori consumat toți banii. Virați la dreapta, apoi virați la dreapta, cum e și normal de altfel. Și virați la dreapta, marfă, apoi virați la stânga. Acum mă întorc și merg acasă. Am plecat azi noapte la ora 2:20, am băgat cardul și pe aștept să ajung acasă. Ce am vrut eu să vă spun? Continuați pe aceeași stradă. Am văzut o grămadă de știri despre ce s-a întâmplat în noaptea de Revelion. Am văzut știrile normale care se întâmplă fiecare an cu persoane îmbuibate de mâncare și de alcool în noaptea de Revelion, de Crăciun, de Revelion, de Paști. În fiecare an sunt persoane care mănâncă până nu mai pot. Cred că se termină mâncarea și dacă vine Revelionul, Crăciunul, Paștile, trebuie să mănânci tot, dacă poți, porcul cu totul, să-l bagi, să-l înhați, să-l rezolvi, că așa e tradiția. Și pe urmă ajung la urgențe și nu mai știu ce să se facă. Pe urmă am văzut, iarăși, spitalele sunt pline de persoane în comă alcoolică, care beau până nu mai știu ce e de ei, nu mai știu cum îi cheamă, nu mai au nicio reacție, riscă să moară. Dar nu e așa, asta e tradiția, trebuie să o respectăm. Am văzut chiar o persoană care, un domn, era beat, crampăn, dar ce s-a gândit el? Să se dreagă, au zis că vrea să se dreagă. Și-a mai băut un litru de țuică în 5 minute. O pus sticla la gură și o rezolva cât o putut din ea, dintr-o bucată. Și pe urmă o mai apucat să-l sune pe fratele lui, să-i spună că e rău. Și fratele lui o chema să-i ni smurdu, nu mai mișca, nu mai vorbea, nu mai era... Era vai de steaua lui, comă direct. Uite așa și-a revenit. Deja pline spitalele fiecare an, la fiecare sărbătoare mai mare în România. Deci asta e tradiția noastră și o respectăm cu sfințenie. Cu sfințenie. Pe urmă, ce am mai văzut, iarăși, este o localitate unde acum de anul nou, înainte de, nu știu, 31 decembrie sau de anul nou, nu știu, în fine, acum, în preajma anului nou, sunt niște lupte, se organizează între două sate și nu știu ce câștigă aia care împingă, în fine, își pun în cap tot felul de măști, piei de urs, de ceapucă și bătăi cu pâte, cu măciuci, cu figuri. Și, deci, câțiva ani au tot venit mascații, jandarmii și le spun, băi, fraților, nu e ok ce faceți, stați liniștiți că nu... Și nu mai lasă să se bată. Și anul ăsta, unul dintre locuitorii comunei s-a venit să-i dea un pumn în figură la un jandarm. Și i-a dat un pumn de, au avut nevoie de îngrijiri medicale, pe urmă lor fugări pe linia de tren și niște figuri din astea tragico-comice scrie acolo. Cred că l-au prins, deci am înțeles, în fine.
domnii ăștia iarăși respectă tradiția la maxim. Nu contează că tradițiile din România, multe dintre ele nu sunt bune, nu sunt ok, nu sunt corecte, nu ne duc nicăierea. Noi le respectăm. Dacă tradiția e să ne bate, să ne dăm cu bâtele în cap, deci noi, cine sunt ceilalți care ne lasă pe noi să ne respectăm tradiția? Cum adică? De doamne, vezi de treabă. Noi trebuie să ne batem. Deși am mai văzut reportaje în anii trecuți când persoane, tot așa, îi filma unul rămas fără ochi, unul avea capul crăpat, cusut, mai mulți au rămas cu probleme după bătăile astea, dar bineînțeles tradiția ne cere să o facem și noi o respectăm, pentru că suntem români și noi avem multe tradiții din ăștia. Mai avem alte tradiții, de exemplu, la Comarnic, am văzut tot acum de anul nou, sau în 1 ianuarie, când se întorceau toți înspre casele lor ca să înceapă lucrul. Bineînțeles, cozi, dacă noi nu avem drumuri, nu avem autostrăzi, avem niște drumuri prăpădite, s-au format o grămadă de trafic, cozi infernale și... Iarăși o tradiție foarte frumoasă a noastră, a românilor, îi să ne batem în trafic. Adică să claxonăm, să șicanăm în trafic, să ne dăm jos imediat, să dăm jos hainele de pe noi și... Am văzut că ăștia nu și-au dat hainele de jos de pe ei. Și să începem tradiția, bătăi, pum, picioare, figuri. Ne pricepem la asta, suntem numărul 1 în Europa. Deci v-am spus. Altă tradiție, la Comarnic, în 1 ianuarie, mai mulți participanți la trafic s-au gândit să se bată, că să mai treacă timpul de plictiseală. Și au început acolo, nu știu, cred că erau vreo 7, 8, nu știu, 9 persoane, nu știu cât erau, și își dădeau pum, picioare, care cum apuca. Erau și câteva femei care încercau să aplaneze, stai liniștit, nu, îl ținea pe, am văzut o fază, îl ținea pe, nu știu, prietenul sau pe cineva și altul îi dădea cu pum, piciorul și... Deci bătut de acolo ca în Mortal Kombat. Nici o problemă, nu știu, dacă te duci să intre pe fiecare, băi, fraților, ce ai câștigat că te-ai bătut sau că... Ce ai câștigat din treaba asta? Păi, o să spună că el are dreptate. Bun, și ce ai câștigat dacă ai dreptate? Ce câștigi tu dacă ai dreptate? Și te bați și... Îi bați pe alții, iei tu cu un picioare și faci acolo o harababură, o bătaie generală. Ce câștigi? Că nu câștigi nimica. Nimeni nu câștigă nimica. Da, asta e tradiția, să ne jurăm, să ne batem. Dar, în schimb, suntem foarte credincioși. Mergem la biserică, credem în Dumnezeu și nu poate să... Noi suntem credincioși, suntem un popor credincios. Iarăși, ce-am mai văzut, o altă știre, iarăși o tradiție de-a noastră a românilor, e să distrugem tot. Pe unde mergem, să distrugem tot. Nu ne interesează. Adică nu ne trebuie un motiv să distrugem ceva. Ne place nouă să distrugem, că dacă nu creăm ceva, măcar să distrugem ceva. Niște tineri ori închiriat o pensiune de rebelion. Și nu numai că ori închiriat-o, ei organizat o petrecere mare, imensă, acolo, ori tăia bilete la intrare, deci ori și afaceriști. Ori tăia bilete la intrare, nu știu cât era biletul, în fine, cine intra acolo, în știre scria că ori tăia bilete, deci luau bani la cine dorea să intre în pensiunea respectivă să petreacă rebelion și că s-a organizat o petrecere cu băuturi la maxim și droguri. Așa scria în știre. Acum, nu știu. Dar cert e că ei, noaptea de rebelion, au început să aibă niște plăceri din astea tradiționale de ale noastre. Și practic au distrus toată pensiunea. Ori spar pereții, ori spar toaleta, baia, toate patru televizoare, ori aruncat cu televizorul de la etaj, ori rupt ușile, avea proprietarul o cameră unde ținea calculatoare, ce știu, un calculator unde era, la care erau legate camere, că avea și camere de la alt vedere, de supraveghere. Ei ori văzut că sunt camere, ori spart ușa acolo, ori distrus calculatoarele, tot camerele, tot praf și pulver, au făcut tot. Când
dimineața au plecat acasă și nu și-a fost. Proprietarul dimineața a sunat, nu mai răspunde nimeni, au mers acolo și-a găsit totul spart. Scria că vreo 30.000 de euro pagubă. Bun, deci, pe urmă, ăștia nu mai răspundeau la telefon, du-te la poliție, încearcă să-ți recuperezi paguba. Deci asta iarăși o tradiție de-a noastră, de-a românilor, foarte frumoasă, de altfel, e ceva extraordinar că știi că distrugi tot ce n-ai făcut tu, distrugi pereți, televizoare, uși, tot, toalete, băi, oglinzi, dulapuri, paturi, te unge la suflet când distrugi chestiile astea. Iar niște băieți foarte deștepți au rezolvat problema asta. Dar ce mi s-a părut e cel mai interesant, care ne face țara de râs, sunt iarăși românașii noștri din Germania, Italia, Spania, Franța. Am văzut o știre în care spunea că doi români au fost prinși pe autostradă împingând o mașină. Deci ei ori suna niște oameni la poliție, bă, fraților, sunt niște doi cetățeni care împing o mașină pe autostradă. Și poliția când a mers acolo, i-a prins pe ăștia doi. Împingeau mașina pe autostradă. Bun. Undeva scria că era în zona Regensburg. Mă gândesc că erau pe trei, că pe la Regensburg treiul și trece pe acolo, nu știu. Altă autostradă, nu-mi vine în cap. Cred că erau pe trei. Deci ei împingeau mașina pe autostradă. Ce-o zis? Bă, frate, lasă, că nu ne mai trebuie nouă motorul. O împingem și Doamne ajută, că și asta e are și o tradiție foarte frumoasă. Suntem învățați să împingem orice, mașini, căruțe, orice. Noi români. Ei, acum poliția când i-o lua la purecat, ăștia erau beți. Nu așa. Erau beți bine, că zicea că scria acolo că aveau alcoolemia amândoi de 2,5 la 1000. Bun. Acum, pe lângă că erau beți, n-aveau niciunul permis. Când i-o întreba de permis, unul zicea că ălălalt o condus, ăla zicea că ălălalt o condus. Deci dădeau vina unul pe altul, eu n-am condus, o condus ălălalt, ăla zicea n-am condus, eu o condus ălălalt. Deci niciunul nu avea permis, erau beți și pigeau mașina pe autostradă. Au mai plecat în, tot așa, în 1 ianuarie. Deci după Revelion, ori beau bine, prietenii noștri, băgat tradiția, au respectat tradiția, de fapt nu putem să-i condamnăm, au respectat tradiția și după ce au respectat tradiția s-au gândit să plece pe autostradă cu o mașină care era și praf, de-o rămas în pană, mă gândesc că nu era foarte bun, nu știu ce mașină era, în fine. Și au rămas în pană, nu s-au gândit, bă, dacă vine poliția și ne pune viola, ne face testul de alcool sau ceva. Nu, frate, ne apucăm să împingem mașina, că doar noi suntem zmei, aici ai Germania aia noastră, noi trebuie să facem ce vrem noi, că noi, ni se cuvine să împingem, să facem. Și uite așa a venit poliția și o să-l dat. Acum voi ce să vă spun? Spuneți-mi și voi ce alte tradiții mai știți. Ce tradiții? Scrieți și voi în comentarii ce alte tradiții mai avem noi românii, care sunt foarte, le respectăm cu foarte mare strictețe. Că eu mai știu încă o grămadă de tradiții din astea periculoase. Băi, fraților, cam atât am vrut să vă spun. Până data viitoare v-am salutat. Drumuri bune și știți povestea. Fiți deștepți că de proști zace țara. Chiar zace țara. Ciao, ciao.